. Mănăstirea Izbuc este cea mai veche așezare monahală din eparhia Oradiei, atestată documentar secolele 11 12 închis în perioada când au fost închise mănăstirile ortodoxe românești din partea de vest a țării, reactivată în anul 1928. În 1928 până în prezent funcționează neîntrerupt ca mănăstire de călugări. Mănăstirea Izbuc se află la 100 de km de Oradea, în apropierea orașului Ștei și a orașului Vașcău, comuna Cărpinet. De la șoseaua principală până la Mănăstirea Izbuc sunt 9 km și se traversează cele două sate, satul Izbuc și satul Călugări. Mănăstirea Izbuc își trage numele de la Izvor. Izvorul Izbucnește este unic în Europa așa cum se manifestă el, declarat monument al naturii încă dinainte de 1989, dar ceea ce este uh, foarte important pentru uh, poporul cel bine credincios este faptul că apa izvorului are puteri miraculoase. Din această cauză uh, Călugării, sihaștrii s-au adunat în acest loc, dar și numărul mare de uh, pelerini, pentru că Mănăstirea Izbuc uh, este uh, unul dintre cele mai mari uh, locuri de pelerinaj uh, din partea de vest uh, a țării. Mănăstirea a fost închisă înainte de 1928. Pelerinajul a continuat la mănăstire, credincioșii venind la izvor. Atunci când s-a declarat izvorul Monument al Naturii, în albia râului s-a găsit un crăițar, o monedă de la anul 1800. Iar la Viena, Capitala de atunci și a zonei acesteia se găsește o pictură cu izvorul de la mănăstirea Izbuc, pictură realizată tot în anii 1800. Izvorul izbucnește, are perioade în an când el se manifestă așa, și sunt perioade în an, în perioada secetoasă anului, când el nu izbucnește, dar curge și în perioada când izbucnește și când nu izbucnește, el curge în continuu. Este principala sursă de apă pe care o avem și noi aici la mănăstirea Izbuc. În decursul istoriei s-au consemnat uh, foarte multe miracole, uh, multe vindecări, uh, chiar de boli uh, incurabile. Uh, până în zilele noastre, uh, credincioșii care iau cu multă Evlavie uh, din apa acestui izvor, cu post, cu rugăciune, cu binecuvântare, uh, Dumnezeu le ascultă uh, rugăciunile și cei mai mulți dintre ei uh, se întorc uh, și ne mărturisesc uh, prin aceasta aducând uh, mulțumire uh, lui Dumnezeu și Maicii Domnului pentru uh, tămăduirile neputințelor sufletești sau trupești uh, pe care uh, și-au găsit uh, vindecarea sau alinarea uh, la acest izvor. Mănăstirea Izbuc are mai multe biserici, Biserica de Lemn, monument istoric de la anul 1733, Biserica de Piatră, construită în anul 1989 cu hramul Izvorul Tămăduirii, Biserica de Lemn cu hramul Înălțarea Domnului din Cimitirul Mănăstirii ridicată în anul 2016, Biserica Mare a mănăstirii, Biserica Centrală, Catedrala Munților Codru Moma, ridicată la mănăstirea Isbuc, la inițiativa, și cu binecuvântarea, preasfințitului părinte Sofronie, episcopul Oradiei. După modelul Bisericii Mănăstirii Ravanița din Serbia, construit de Sfântul Cneaz Lazar între anii 1375-1377. La puțin timp, Mircea cel Bătrân, pe Valea Oltului, după același model, a ridicat Mănăstirea Cozia. În ultimul an a fost ridicată și biserica cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, model Ștefanian în care se vor săvârși slujbele cele șapte laude, precum și Sfânta Liturgie din cursul săptămânii. Ne aflăm în Biserica Mare a Mănăstirii, Catedrala Munților Codrumoma, Biserica Principală unde se săvârșesc Sfintele Slujbe în duminici și sărbători. În Biserica Mare se găsește icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Ea era aici la mănăstire în anul reactivării mănăstirii din 1928. Despre ea se face referire în cuvântul de sfințire a Bisericii din 1930 de către episcopul Andrei Crișanul. Episcopicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei. Biserica și mănăstirea Izbuc a fost reactivată la inițiativa episcopului roman Ciorogariu al Oradiei. Icoana Maicii Domnului are o istorie lungă, ea are câteva tăieturi pe față, Maica Domnului și Pruncul Isus. Se spune că originalul a fost tăiat de turci și chipul Maicii Domnului a sângerat. Bătrânii din sat ne-au povestit că ranele de pe chipul Maicii Domnului s-au închis la culoare, așa cum se vede până în zilele noastre, din anul 1947, în urma vizitei regelui Mihai, care a venit cu automobilul de la Săvârșin în pelerinaj, în vizită la Mănăstirea Izbuc, în urma acestei vizite, oameni nu de bună credință au venit, au tâlhărit într-o noapte mănăstirea și l-au ucis pe starețul mănăstirii și încă un părinte călugăr. În urma acestui nefericit eveniment, bătrânii din mănăstire și din satele învecinate povestesc până în ziua de astăzi că ranele de pe chipul Maicii Domnului s-au închis la culoare. Icoana Maicii Domnului este renumită ca aducătoare de pace. Mulți credincioși în decursul istoriei s-au rugat în fața acestei icoane. Mulți dintre credincioși revin și aduc mulțumire lui Dumnezeu și Maicii Domnului pentru răspunsurile care le-au primit în urma rugăciunilor făcute și unii dintre ei, după o veche tradiție, lasă odoare prețioase ca semn de mulțumire la icoana Maicii Domnului. Din aceste odoare am făcut și coroana care cuprinde capul Maicii Domnului. În spatele icoanei sunt și câteva cârje ale celor bolnavi care uh, s-au vindecat și au dorit să le lase aici drept mărturie. Pe lângă icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, uh, în Biserica Mare se găsește și icoana pictată de Părintele Arsenie Boca la vârsta de 19 ani. În partea dreaptă a icoanei se poate vedea semnătura Zian Boca, 1929. Părintele Boca, numele din botez, l-a avut de Zian, încă nu era călugăr atunci când a pictat această icoană. Atunci terminase liceul la Brad și urma să meargă la Facultatea de Teologie din Sibiu. Icoana pictată de Părintele Arsenie Boca a fost dăruită Mănăstirii Zbuc de nepoata Părintelui Arsenie Boca, doamna Zoe Maria Dăian, care este în grija mănăstirii noastre, are o frumoasă vârstă de 91 de ani, dorește să treacă la cele veșnice și să-și odihnească somnul de veci aici la mănăstirea Izbuc. Pe lângă aceste două icoane, în patrimoniul sacru al mănăstirii se mai găsește și racla mare, din argint, confecționată la terile Patriarhiei Române din București, în care se găsește un fragment din mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nectarie, făcătorul de minuni. De asemenea, tot într-o raclă de argint, un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. În mănăstirea noastră mai avem o raclă care cuprinde 15 fragmente de moaște de la mai mulți sfinți, încălțămintea Sfântului Spiridon, încălțămintea Sfântului Ierasim din Chefalonia, moaște de la Sfântul Mare Mucenic Mina și de la al sfinți. De asemenea, o icoană în care se păstrează un fragment din lemnul Crucii pe care s-a răstignit Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. Biserica Mare a fost construită între anii 2010-2020 și a fost sfințită în data de 19 septembrie 2020 de către preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu 15 ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Biserica de piatră a fost construită în vara anului 1989, piatră de la cariera de piatră din Carpinet, și are hramul Izvorul Tămăduirii. Este paraclis de iarnă. Mănăstirea Izbuc încheie șirul cultural al bisericilor de lemn din județul Bihor. Mănăstirea Izbuc a fost inclusă în acest circuit datorită Bisericii de Lemn, monument istoric care datează din secolul al XVIII-lea, mai precis de la 1733. Biserica de Lemn a fost ridicată de Popa Iosif în Beiuș, apoi când românilor ortodoxi li s-a permis să ridice Biserica de Zid, ea a fost mutată la Delani, iar după mai mulți ani a revenit în Beiuș, în curtea Palatului de Justiție. După ce în țara noastră s-a instaurat regimul comunist ateu, pe cheltuiala Episcopii Ortodoxe Române a Oradiei, la inițiativa și cu binecuvântarea episcopului de atunci, Valerian Zaharia, în anul 1956 a fost mutată la mănăstirea Izbuc. Biserica de Lemn are hramurile Schimbarea la fața a Domnului, Adormirea Maicii Domnului și vechiul hram Sfinții arhangeli Mihail și Gavril. În anul 2013 a fost restaurată, iar apoi sfințită de către preasfințitul Părinte Sofronie, episcopul Oradiei. Pe Facebook avem trei case: casa muzeu de la 1918, am adus-o în anul 2018 din localitatea Șanț, județul Bistrița-Năsăud, cu ocazia centenarului marii uniri. Interiorul la această casă muzeu a fost împodobit de trei interpreți de muzică populară din localitatea Șanț. Pe lângă Casa de la Șanț, mai avem încă două case muzeu. Una adusă în 2021 din localitatea Cărpinet, comuna de care ținem și noi, o casă de la 1880 și încă o casă din localitatea Vidra, din Țara moților din Comuna lui Avramiancu, casă din anul 1849. Am început în anul 2017 construirea memorialului Gerla în cinstea celor care au pătimit în penitenciar. Povestea acestui loc este una extrem de interesantă și povestea începutului acestui demers al, al memorialului, în sensul că locul acesta, deși cimitir anonim construit de foștii deținuți politici, a rămas după 1990 groapă de gunoi a orașului și ghid fiind la Mănăstirea Nicula, veneam cu grupuri de tineri și de oameni care erau interesați să afle despre trecutul nostru. Și eram pus în situația de a le vorbi în mijlocul gunoaielor, în mijlocul mărăcinilor, aspinilor. Și la un moment dat era un grup de copii din Ungaria veniți în vizită. Le-am povestit despre istoria locului, despre istoria detenției politice, despre gherla. Profesorul lor mi-a spus, părinte, extraordinar ce, ce, ce ne spuneți, cum de e în halul ăsta de mizer, locul de infect. Noi, dacă l-am avea în Ungaria, l-am pune în, în valoare. Și atunci eu am început să, să spun că știți, nu știu cine altcineva, cine, al, în orice caz, ar trebui să se ocupe de astfel de lucruri. Dar, în timp ce spuneam, spuneam aceasta, mi-am dat seama că sunt numai scuze și că singura soluție pentru a schimba ceva e să fac eu însumi. Și în contextul respectiv a apărut ideea de a construi aici, de a pune în valoare locul acesta și de a construi un memorial. În urma unei discuții cu un alt preasfințitul părinte arhiepiscop Andrei, a fost inițiată ideea și din anul 2017 am început valorificarea locului, să spun, prin mănăstirea înființată, mănăstirea Sfinții 40 de Mucenici și totodată prin asociația Memorialul Gherla. Acum ne aflăm în spațiul Muzeului Memorialului Gherla, care spațiu cuprinde în momentul actual două expoziții principale. E vorba, pe de o parte, de expoziția Viză pentru Gulag. Am intitulat în felul acesta expoziția, cuprinzând fișe matricole penale ale deținuților politici, pe de o parte, care au murit la Gherla și au fost îngropați în cimitirul anonim și pe de altă parte, ale personalităților importante care au trecut prin uh, penitenciarul Gherla în perioada comunistă, fie că e vorba de personalități uh, din domeniul clerical, de toate confesiunile de la episcopul martir Alexandru Rusu, greco-catolic, mitropolit de Baia Mare, care a murit la gherla și este îngropat în spate, sau de părinți și călugări ortodoxi, părintele Haralambie Vasilache, părintele Ion Orgulescu, Petre Focșăneanu și alții, sau scriitori intelectuali ca, de exemplu, Paul Goma, din Pilat, din cunoscutul lot noi ca Pilat, Părintele Nicolae Steinhardt, care poate să fie încadrat și la intelectual, sigur apoi a devenit călugăr la mănăstirea Rohia, alți scriitori sau oameni politici de mare importanță. Unul dintre cei mai cunoscuți este Ion Flueraș, care a fost vicepreședinte al Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia și care a murit la penitenciarul Gherla, Corneliu Coposu și o mulțime de alți oameni, deși Gherla a fost un penitenciar dedicat în primul rând, să spunem, muncitorilor și țăranilor, adică oamenilor simpli și a fost un penitenciar extrem de aglomerat în perioada de maximă ocupare, în anii 1958-59 cuprindea până la 9.000-10.000 de deținuți la un moment dat. A fost și închisoare de tranziție, ceea ce înseamnă că aproximativ un sfert din deținuții politici din întreaga Românie, la un moment dat sau altul, a trecut pe la gherlă. Așa se face că aici avem personalități foarte multe și din toate registrele, și de oameni simpli, în primul rând, dar și elite, atât intelectuale, cât și politice, cât și cât și clericale sau de, de, altă natură. Oameni din, din armată, colonei de armată, foarte mulți din jandarmeria română și din instituțiile de forță, din Ministerul de Interne, interbelic. E vorba de polițiști, de jandarmi regali care au fost inițial închiși la Făgăraș, în 1960 s-a desfințat închisoarea de la Făgăraș și au fost aduși mutați la Gherla, la 750 de oameni, din care aproximativ 150 sau 200 au murit la gherla și sunt îngropați în spate. Deci avem toate categoriile sociale închise aici. Pe de o parte, deci, îi punem în valoare pe acești oameni prin fișele lor matricole. Viză pentru Gulag, am intitulat astfel expoziția, pentru că aceste fișe matricole penale care dădeau uh, informații elementare despre om și despre condamnarea lui era practic actul prin care intrau în Universul Concentraționar, intrau în Gulag și fișele acestea îi însoțeau în tot parcursul uh, detenției.